Un studiu recent a ajuns la concluzia că bărbații care și-au făcut un obicei din a privi sânii femeilor fără să facă însă obsesii din asta trăiesc mai mult decât cei pentru care dotările semenelor lor nu prezintă un interes aparte. Doar 10 minute de privit nurii unei femei bine dotate sunt echivalentul la 30 de minute de aerobic, susține unul dintre medicii din echipa care a efectuat studiul. Împreună cu un grup de medici din trei spitale din Frankfurt, a ajuns la această concluzie surprinzătoare după ce a comparat sănătatea a 200 de pacienți internați, 100 dintre ei fiind instruiți să privească sânii femeilor, iar ceilalți 100 să se abțină de la o face. Studiul a relevat faptul că bărbații din grupul care priveau sânii femeilor aveau tensiunea arterială și pulsul mai lente, ca în momentele de relaxare. Excitația sexuală pompează mai bine sângele în inimă și îmbunătățește circulația sanguină, în general, precizează medicul, care mai adaugă, nu există niciun dubiu, privitul sânilor femeilor îmbunătățește starea de sănătate a bărbaților. Studiul nostru a scos în evidență faptul că atunci când bărbații privesc zilnic pentru câteva minute sânii femeilor, se reduce la jumătate riscul ca aceștia să sufere un atac de cord sau să facă apoplexie. Credem că această activitate ar putea prelungi viața bărbaților cu 4 sau 5 ani, susține medicul. Relatează mesajul.ro.